Peste 40% din rețeaua de drumuri publice din România, cu o lungime totală de 84.185 de kilometri, este formată din drumuri pietruite sau de pământ, în timp ce jumătate din șoselele, care au fost modernizate de-a lungul timpului, au deja durata de serviciu depășită, ceea ce înseamnă că circulația pe acestea este îngreunată de asfaltul deteriorat, gropi și denivelări, arată datele de la Institutul Național de Statistică. Inclusiv un drum național, dacă îi putem spune așa, din estul României, de circa 40 de kilometri, este de pământ. În județul Giurgiu, aproape o treime din drumuri sunt de pământ sau, în cel mai bun caz, pietruite. Total kilometri de drumuri de stea sunt 540,799 kilometri, din care asfaltat sunt 380,823 kilometri, betonat 9,873 kilometri. Drumuri de stea cu pavele sunt plăci betonate în zona Roata, 0,389 km. Drumul de seamă pietruit, 118,557 km. Și acum, rușinos de partea noastră, drum de pământ, 31,150 km. Recent, chiar premierul Victor Ponta a afirmat că este rușinos pentru România să aibă drum național de pământ, iar anul ăsta să se pună banii pentru asfalt, astfel încât să nu mai existe niciun drum național de pământ. Peste 11.000 de kilometri de drumuri din România sunt de pământ.